Boala coronariană ischemică este expresia unei suferințe a miocardului ca urmare a îngustării arterelor coronare, astfel că sângele oxigenat ajunge mai greu la inimă. Ce complicații pot apărea dacă nu este diagnosticată la timp, dar și ce intervenții sunt necesare, ne explică dr. Elena Nichifor, medic primar chirurgie cardiovasculară la Spitalul Clinic Sanador. Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Aș vrea să ne spuneți cum se manifestă clinic boala coronariană ischemică. Ca orice sindrom ischemic, în tabloul clinic o caracteristică o reprezintă durerea. În boala coronariană ischemică, durerea se instalează inițial la nivelul toracelui anterior, pieptului, a zonei precordiale, având un caracter de constricție, de apăsare, de arsură. Pacientul, când descrie durerea pe care o simte, arată cu toată mâna, ori deasupra sternului, ori deasupra ariei precordiale. Iar acest lucru este ca un marker de diferențiere între durerea ischemică și durerea care este non-cardiacă și care de multe ori este arătată cu degetul. Mă doare punctiform aici, aici, fiind de cele mai multe ori asociată cu durere, cu afecțiuni musculare, osteoarticulare sau pleuritice. Dacă ar fi să o lăsăm netratată sau nediagnosticată la timp, ce complicații pot apărea? Complicația de temut a bolii cardiace ischemice este infarctul miocardic, care, precum se știe, duce la distrugeri ale țesutului miocardic, de cele mai multe ori irreversibile. Și pentru a evita această complicație majoră, extremă, trebuie ca vasul, care este parțial îngustat sau închis, să fie revascularizat. De asemenea, dacă se ajunge la o complicație cum este infarctul de miocard, într-o fază ulterioară a avansării bolii se pot instala și altfel de complicații, le numim complicații mecanice, printre care menționăm ruptura de perete liber al ventriculului stâng, ruptura de sept interventricular, ruptura de mușchi papilar al mitralei sau anevrismul de ventricul stâng, și care sunt patologii adresate chirurgiei cardiovasculare. Care sunt situațiile în care este indicat bypassul aortocoronarian? Acum 10 ani, să spunem, aveam un tabel în ghidul de chirurgie cardiovasculară cu indicațiile absolute ale revascularizării miocardice. Însă, în ultimul timp, datorită dezvoltării cardiologiei intervenționale, aceste criterii de, care duc la indicația de operație sunt voalate, astfel încât leziuni care acum câțiva ani erau adresate exclusiv chirurgiei cardiovasculare sunt foarte ușor de instrumentat cu stenturi, cu rotablații sau shockwave-uri, cele care sunt folosite de colegii noștri din cardiologie intervențională. Însă, datorită unei anatomii particulare ale leziunii sau atunci când vasul este închis, ocluzionat pe o distanță mai lungă, este firesc ca aceste proceduri intervenționale să aibă o limită, iar acești pacienți sunt redirecționați către chirurgie cardiovasculară în vederea revascularizării prin bypass aortocoronarian. Aș vrea să ne explicați cum se desfășoară procedura, intervenția de bypass aortocoronarian. Voi da câteva date pe scurt. Bine, pacienții care sunt interesați pot urmări diferite filmulețe în online. Operația de bypass aortocoronarian se realizează cu pacientul în anestezie profundă intubat orotraheal,
abordul pentru a ajunge la organul țintă, la cord, este cel mediosternal, cu tăietură pe mijlocul sternului, iar bypass-ul reprezintă, de fapt, un șunt, o derivație, dacă îți folosesc un termen din instalații, prin care sânge undeva dintr-un sediu deasupra leziunii este adus prin grafturi, prin bypass-uri, sub această leziune, reușind să perfuzeze astfel mușchiul care până atunci a fost privat de sânge. Înainte de această intervenție, sunt necesare anumite teste astfel încât să nu apară complicații mai târziu? Pacientul preoperator trece printr-o serie de investigații imagistice și paraclinice pentru a completa tabloul bioclinic al acestuia. Se efectuează ecografia cardiacă care ne aduce informații suplimentare despre funcționalitatea mușchiului cardiac, despre prezența anumitor valvulopatii sau ecografia Doppler de la nivelul carotidelor sau a membrelor inferioare, care de asemenea ne furnizează informații despre structura peretelui arterial de la acest nivel. Bun, am discutat despre procedura în sine, cam ce presupune aceasta. Aș vrea să ne spuneți cum arată viața pacientului după această intervenție și dacă sunt anumite măsuri pe care trebuie să le urmeze. Postoperator, nu, vreau să, de fapt, să fac o remarcă. Anumite corduri care au suferit ischemic mult timp, dar au o putere de regenerare incredibilă, chiar și în timpul operației își câștigă din puterea de contracție, deci nu trebuie să așteptăm câteva săptămâni ca acele celule care sunt hibernante să se trezească la viață și să înceapă să contracte, ci vedem o îmbunătățire a performanței contractile chiar imediat după declamparea cordului intraoperator. Bineînțeles, pentru anumite celule miocardice, pentru un cord care a suferit mai mult ischemic, care a trecut și printr-un infart, recuperarea este ceva mai lentă. După două săptămâni, să zicem, că vedem o îmbunătățire a performanței contractile, iar ca și stil de viață, pacientul trebuie să își schimbe radical regimul igienodietetic, să mănânce mai puțin gras, cu mai puțină sare, să excludă și atrag atenția. Fumatul este una dintre cauzele principale de formare a plăcilor de aterom, care duc la infart, la ischemii de membru inferior, la atacuri vasculare cerebrale. Deci să excludă fumatul, să-și controleze bolile asociate, hipertensiunea arterială, diabetul, dislipidemia și cât mai multă mișcare. Iar ca și recomandare particulară pentru acești pacienți care sunt operați prin sternotomie mediană, în primele două luni postoperator trebuie să aibă grijă la mișcări, la postură, astfel încât această tăietură, fractură controlată să poată să se consolideze fără a exista riscul de desprindere de hiscență ulterioară și o reintervenție care de multe ori este mai anevoioasă, mai dureroasă și cu riscuri mai mari. Aș vrea să ne spuneți dacă sunt anumite simptome care se pot confunda. Adică ne putem gândi la că avem o altă afecțiune, dar de fapt să fie o boală coronariană. Da, există durerea epigastrică, durerea în capul pieptului, care apare de obicei în afecțiunile gastroenterologice. Însă, același simptom apare și în ischemia atunci când există o leziune pe coronara dreaptă, ischemia de perete inferior, care poate fi confundată cu o afecțiune gastroenterologică, iar de multe ori pacienții se adresează unui serviciu de gastroenterologie, este investigat, se inițiază tratamente antihiperacide, când de fapt acești pacienți au o suferință miocardică.
Însă, niciodată o durere abdominală care se găsește în etajul abdominal inferior nu reprezintă o durere cu substrat miocardic. Deci totul este deasupra ombilicului, dacă este să ne referim la durere abdominală. Totodată, sunt pacienții diabetici, la care sensibilitatea dureroasă este ori diminuată, ori abolită. Iar acești pacienți, din cauza neuropatiei sensitive, nu au niciun fel de durere, astfel că angina dispare. Însă, ce simptom au ei este dispnea, oboseala, pentru că la pacienții non-diabetici, durerea este primul semn de ischemie și atunci pacientul se oprește din activitate dacă observă că apare durerea în piept, astfel încât cordul reușește să-și refacă rezervele de oxigen. La diabetici, această durere lipsind, ei continuă activitatea, însă imediat cordul își epuizează rezervele, intră într-o insuficiență cardiacă care are ca și expresie clinică această oboseală. Deci pacienții diabetici nu au durere în piept, însă obosesc la eforturi de diferite grade. Aș vrea să ne spuneți și care sunt tipurile de bypass-uri pentru care pot opta pacienții. Bypass-urile aortocoronariene sunt strict prelevate de la pacient. Ele sunt reprezentate de artere, cum sunt cele două artere mamare interne, dreaptă și stângă, și artera radială, de cele mai multe ori recoltată de la nivelul antebrațului stâng, precum și grafturi venoase, fiind reprezentate de vena safenă internă de la nivelul membrului inferior. Nu s-a găsit până acum nici un substituent de sinteză care să înlocuiască grafturile recoltate de la pacient, autologe. Așa cum întâlnim, de exemplu, în protezările valvulare, unde avem proteze făcute din pericard bovin sau din cuspele de la aorta porcină. Și asta pentru că singurul dezavantaj și, de fapt, cel mai principal impediment de a folosi aceste grafturi, ori de sinteză, ori xenografe, este că se trombozează foarte repede, chiar intraprocedural, iar dacă trombul din interiorul graftului migrează dincolo de anastomoză în coronara nativă, se instalează un infarct cu un prognostic perioperator nefavorabil. Vă mulțumesc mult pentru informații. Mulțumesc și eu.